Salutare la toată lumea, numele meu este Xtrader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale, așa cum ați rugat voi ieri foarte mulți, foarte multă lume m-a jurat, Rafaele. Prostule, pune-mă Clash Royale că eu nu pot să trăiesc! Ok, aveți aici un nou episod, nu știu dacă o să mai facem mai multe. Rupeți și voi butonul de like, nu se mai uită prea multă lume, nu mai apreciază, adică am ajuns să strâng la un episod 1000 sau 2000 de like-uri. Arătați-mi că încă mai vreți, nu prea să mai face Clash Royale în România, a dispărut mod asta. Dar haide, Rafaele, să deschidem și noi niște chesturi. Rafael știe că eu am stat aici foarte mult să fac un challenge. Adică am făcut mai multe challenge-uri să iau chestul ăsta, să deschid și o legendar în acest episod. Hai să dăm collect aici, Rafaele. Și, bă, deci un soldat. Și hai să deschidem un super magical chest. Pentru că nici lumea nu mai întremete pe nimpul. Ce are, mă? Eu căștile mai încet. Vreau că nu se mai aude, Rafaele. Mă și sperie să dați făcut în chestul degeaba. Deci, avem niște archers. Avem așa. Un goblin hat. Avem un knight. Knight-ul e foarte bun, mai am puțin și-l fac la level 13. Și vor veni acum în aprilie multe update-uri care va atrage din nou lumea să joace. Și tu, bună. Rafael, îți vei reinstala din nou Clash Royale Memory. Așa au zis ei. Wow. Hai să vedem freeze. Ce legendară crezi că îmi pică, Rafael? E legendara mea Spark. Favorită în seara asta. Nici un Sparky, nici nu discut Magic Archer Ghost Royale. Ți-am zis că nu discutăm astăzi? Mm-hmm. Asta e legendara mea favorită. N-ai cum, de toate timpurile posibile. Am făcut și challenge-ul, am deschis și chestul ăsta. Ai, poate îmi pică, poate mă face să mă apuc din eu de pe joc. Dacă apuc legendara, o să joc non-stop. Vezi? Nu pot să joc non-stop, Rafael, că nu vor ei. Nu te mai vor înapoi. Ok, băieți, hai să dăm și noi un match, vedeți că am scăzut în arena, să selectăm niște cărți care sunt mai mari la mine, hai să selectăm deck-ul ăsta cu 3 mușchetare și să vedem dacă putem să câștigăm. Vă avertizez că urmează imagini șocante, Rafaele. Jocul ăsta nu e nici pe departe să fie balansat cum sunt în alte jocuri, dar cred că după părerea mea niciun joc nu e balansat. Dă Rafaele ăsta cu cearga. Da. Cearga. Dacă îmi pune ceva acum de aia, mă las. Ok, hai că a pus. Ok, bă, sunt mulțumit că am rămas cu pompa. Dacă dă un flăcăroi acum mă super rău de tot. Hai să vedem, vrei să dau un split la ăștia? Da. Dacă dă o flacără aici e mega ultra value și am pierdut jocul. Uite și tu ce e acolo. Cearga! Hai că avea rămas cu armură. Ia, fii atent aici. Unde pune? Trebuie să pune Tesla. Aici o pune. Păi și dă și ăla pe carcasă, mă. De ce sacrifică, mă, săracul pe cuță? I-a dat pe carcasă. Mamă, trebuie să păstrez. Hai să vedem, Rafaele. O să pună ceva la pod, o să-l atragem aici. Hai, pune ceva la pod, te rog. 100% o să pună hog-ul ăla, o să vezi. Ok, hai să facem așa. Bun, că nu prea are... Nu știu dacă are dire ceva. Bineînțeles că are Rafaele și el niște săgeți micuțe. Te mira faptul ăsta că n-are săgeți și el? Nu început să te îngrijoreze deja. Bă, unde sunt săgețele lui? Nu te gândeai așa? Săgetuțele. Nu te mirai, bă, unde e peca lui? Cred că ar trebui să facă multe urâte aici. Pe partea dreaptă nici măcar nu mai apă. Nu? Dă săgețele, da. Ultima oară. Iată, i-a bat turnul. Bă, baza. Baza. Bă, scafă. Baza către Marius. Nu l-a mai interesat de baza, l-a interesat de turnul ăsta aici. Nu l-a interesat de baza, băieți. Wow. Bravo lui.
Ok, hai să vedem un alt deck. Ceva așa mai fresh. Hai să luăm asta, că e mai canceros. Poate vă întrebați de ce sunt supărat uneori. Vă explic Rafael într-o clipă. Explic Rafael, de ce sunt supărat? Marius a luat o notă mică la școală și acum e supărat. Și dă interesant, că n-are nevoie Rafael. Ia uite, parcheri e frumos. Pare toată lumea joacă bombă astăzi, Rafael. Bă, e bun butoiul ăla. Eu țin pe aia în spate. Bineînțeles că aia se învârte de 7 triliarde de ori. La mine dacă o joc eu nu se învârte. La mine nu e bună de nimic dacă o joc eu. Una. Două. Ia băteți-vă mă. Reflacta. Doi barbari au bătut 4. În ce lume e asta corect, Rafael? Dacă tu spui mie în ce lume e asta corect, nu prea știu. Nu intră. Pune bușchetara oricum. Bă, eu joc butoiul, Rafael. Ce vrei? Joc și nu meta. Pune barbarie. Duceți-vă. Și pune pe aia lui 2, care mi-i bat pe ai mei. Oh, nu. Chiar ai valcherie pentru 4 barbari? Băi, asta a fost o întâmplare. Lăsați-mă să ne înțelege. A fost o întâmplare de nou. Chiar nu e, e totul random aici, totul se întâmplă la întâmplare. Bă, dar spamează valcheria aia în nesimțire deja. Zi tu, că poate zici că eu sunt neserios. Uite că vin băieții. Doar uite-te, Marius. Băieți, mă, ce să cu treiere ăștia? Ca fapt divers. Ce să cu treiere, mă, ăștia, mă, la mea. Și pune iar varchelia, nu? Asta face de când începui jocul. Opa, intră cu viteză ca proștii. Bă, nu vă bateți, mă, joc, atâta v-am spus. Un singur lucru v-am rugat, să nu vă bateți joc. S-ar putea să fi greșit aici, mult. A distrus toată hotărâța. Și acum mai punem una în 3. Oh my god, l-a prins taxo cu telefonul în baie. Nu se puede, senioritas. Opa. L-a prins taxo. Uite pe domnul Menia Ito, doar 5.000 de meciuri avea Rafael ăsta. Hai da, să vedem câte contre poate-mi da Supercell în acest deck. Ia mă, ia de aici Supercell. Ia de aici. Ia cu tatile. Și? Dacă ăsta măcar nu joacă. Toată lumea are prințesă când mă joc eu cu Oblin de Rafaele. I-am dat mai mult damage, asta e tot ce contează. Dar Ghiș are el în deck acum. Nimeni din lumea asta nu mai joacă săgețile, Rafael. Săgețile sunt foarte rar întâlnite. El joacă săgeța. Bă, ce vrei tu? Bă, a dat o lovitură. Ce mai vreau de la el? Nimic. Bineînțeles că trebuia să aibă și el o mică contră pentru hocul ăla, Rafael. O tezduță micuță. Dar nu pune. O mică contra. Unde? De ce nu pune teza? Asta e de te super sel meci o mână și nu poate să le câștige. Uite-te și tu. Tch,
Are și tuci. Ce faci, Rafaele? Ce clipești acolo? Nu te uiți la meciul meu? Bă, Rafaele, dacă nu te uiți la meci, mă supăr. Ce de-aia clipuie acolo? Ia te test la asta, o vezi? Oh, ai văzut? Bă, ăla e oricum e luat. Bă, dar are ăla rage, uite-te și tu de unde dăm în calaș pe pâine. Fii atent, Rafaele, vrei să vezi? Acum toată lumea o să joace săgeți și prințese. Ia. Nu vezi? Dă-i, n-are doar o contră. Are două. Mai are și Tesla. După ce trec cu Hoku, de ăsta trebuie să trec și de Tesla. Că trebuie să treci și de Tesla și de Tucci. Ia, că se întoarce Hogul meu înapoi. Ceva e neregulă pentru el. Va câștiga X-Leader match-ul sau nu? Nu câștig, că mă spamează la pot. Uite mă, nici nu e în stare să câștige nici cu 10 contre pentru omul ăla. Ai Tucci, ai Tesla, ai Lockbait și nu ești în stare să câștigi, ceva e neregulă. Okay. Cam atunci cu acest episod, eu am fost X-Leader, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Dacă mai doriți episodul de Clash Royale, m-am enervat destul de mult. Vedeți după părul meu când e nearanjat așa puțin, înseamnă că ceva a fost neregulă. La revedere!